Domnule Mircea Câmpeanu, ați prezentat aici un valoros tezaur uman viu. Vă rog să îl descrieți și să arătați unicitatea acestui creator, acestui constructor de instrumente tradiționale, de data aceasta de lemn și cu corzi și arcuși. În acest an, într-adevăr, am venit cu un constructor de instrumente muzicale, pentru că în anii anteriori veneam cu artiști, cu instrumentiști. Ei, în spatele acestor instrumentiști valoroși, care își demonstrează întotdeauna talentul pe scenă, la televiziune sau, știu eu, în marele orchestre, sunt niște oameni necunoscuți public care creează instrumentele pe care aceștia cântă. Unul dintre ei este Nicolae Vădan din Comuna Râșca, județul Cluj, pe care noi astăzi l-am adus aici la București pentru a primi înaltul titlu de tezaur uman viu. Vreau să spun că îl merită cu prisosință, pentru că urmărim activitatea acestui constructor de mai mulți ani. Am fost alături de el în atelier, am fost cu el în pădure, acolo unde își alege lemnele de rezonanță muzicală. Am intrat undeva în interiorul lui și a meseriei pe care o practică. Este împătimit de această meserie. Este un om care iubește lemnul. A crescut lângă pădure, pentru că undeva acolo, în satul lui, începe pădurea Apusenilor. Versanții aceia sunt astăzi cei care îi oferă lemnul cu care el construiește aceste instrumente. Vreau să spun că a ajuns să facă instrumente de mare calitate, pentru că a avut bucuria să lucreze cu un mare luthier al Clujului, Pavel Onoae. La rândul său, acesta a învățat de la un meșter ceh, refugiat de război la Cluj, care a adus acest meșteșug din Europa Occidentală și, într-adevăr, în aceste trei generații, acest meșteșug s-a perfecționat considerabil. A ajuns astăzi ca, într-adevăr, viorile făcute în atelierul clujan să aibă, până la urmă, să se califice să cânte și în domeniul muzicii clasice, ceea ce este, nu este puțin lucru. Știm că acolo instrumentele sunt de-a dreptul foarte pretențioase. Domnule Mircea Câmpeanu, avem o relație de parteneriat pentru promovarea culegerilor dumneavoastră de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a spectacolelor de folclor, care sunt la un nivel înalt și întotdeauna vin cu o idee, pe o idee originală. Vorbiți-ne despre relația aceasta cu radioul, cu Radio România Antena Satelor. Sunteți mulțumit de această relație? Ați dori să o continuăm? Mulțumit puțin spus, pentru că, într-adevăr, de ani de zile lucrăm împreună și colaborăm de fiecare dată atunci când există un eveniment important în județul Cluj. Fie că este vorba de festivalul Trio Transilvan de la Gherla, cel care aduce în atenția publicului formația instrumentală tradițională din Câmpia Transilvaniei de trei instrumente, fie că este vorba de concertele de ținut ale orchestrei profesioniste Comuna Transilvană, această relație ne bucură, pentru că pe undeva artiștii au nevoie de publicitate. Această publicitate de mare calitate pe care dumneavoastră ne oferiți ne favorizează și ne ajută foarte mult. Aici amintim Festivalul Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca, pe care îl organizați în acest centru, care este și un centru de tradiție folclorică, nu numai de tradiție orășenească, urbană, de civilizație universală. Este și un centru de tradiție românească. Vă felicităm, domnule Mircea Câmpeanu. Vă mulțumim mult pentru colaborare și pentru sprijinul pe care ne-l acordați.